Salutare! Suntem la un nou episod din podcastul Da Bravo. Azi am un invitat extraordinar, pe Răzvan Exarhu. Ca de obicei, am jucării noi. În fine, și în interviul de astăzi o să aflăm lucruri extraordinare, pentru că, așa cum eu am aflat de la el de ce se învelește hamsterul în scoci, astăzi voi să aflați de aici din podcastul ăsta, cum se zice corect, calul intră mândru în gară sau mândru intră calul în gară. Până atunci, am intrat pe aplicația de la Taza, am comandat niște frumos umetările steflioare de meleme fliușă, că omul mănâncă franțuzește, și emagul ne-a trimis niște bule de la domnul Bilecard și Salmon. Presupun că sunt doi, cum era Simfon and Granfungel. Hello darkness, oh my friend. În fine, începe episodul imediat aici pe Da Bravo. Stați cu noi, Răzvan Exarhu cu Mihai Bobonete față în față. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la un nou episod de podcast pe Da Bravo. Astăzi l-am invitat pe Răzvan Exarhu, un foarte bun prieten de-al meu. Am comandat ceva de mâncare și ceva de băut. Mare brânză, da. Mare brânză și bule. Răzvan, ajută-mă, te rog, că ai zis că te pricepi. Știu că trebuie să învârți de 6 ori sau ceva de genul ăsta, dar de câte ori... Să nu filmați asta. Păi și în emisiune la tine cine se desface? Am om. Am om care pune mâinile. Înțeles. Hai mă, că știi. Hai că țin eu paharul. Pune-ți. Hai mai repede. Hai, te rog frumos. Hai, ține-le mai repede. De 6 ori sau de câte ori? Sau... nu știu ce, mizil. Țăndărei style. Țăndărei. Numai ce că m-am vaccinat. Ia. A, ce frumos. Bine, nu trebuia să fie mai fin, dar la următoarea ți arăt cum se face da? La oraș. Te rog frumos. Suntem în zona preurbană. Știi că s-a supărat una. Am zis ceva de Făurei, micuța urbe. Așa spun toate orașele astea care nu se întâmplă nimic, devin micuța urbe. Dar tu ai mai citat. Da, da, a spus una. Ce aveți, domnule, cu Făurei? Stai să mai încep. Așa. Începe episodul nou de podcast pe Da Bravo cu Răzvan Exarhu. Ne-am dat drumul la băutură. Eu am voie că m-am vaccinat. Ai. Bun, tu te-ai vaccinat? Ai derogare de la mine. Se dă noroc? Sau? Da. De ce nu ne zic că după aia de la Făurei vai no, mama. Suntem bine, noroc. Sănătate. A la vodka. Da. De mult n-am mai băut la mic dejun. E șampania mea preferată. Asta? Da. Bilecard Salmon. Da. Te-a nimerit emagul. Bilecard Salmon. Da. Așa se pentru că numește? Tâmpit nu sunt. Da. Am adus și eu un bilecard. Asta e brut natur. L-ai adus rece. E, băi, ce înseamnă profesionist? Știi că am făcut o facultate. Băi, asta îmi place tot bilecard. Să lucrez cu... E brut natur, are rest de zahăr, adică asta nu îngraș. Așa, ce facem? Aș începe cu exerciții, că înțeleg că faci exerciții de respirație și de dicție. Și având emoții, pentru că e prima oară când tu ești invitat da, de către mine la emisiune, aș începe cu niște exerciții, nu știu, mă înveți să respirăm împreună sau ceva? Te rog. Atât? Nu, fac întâi încălzesc buzele. Cum? Și poți să faci așa mult. Asta fac eu dimineața, mașină. Probabil că dacă se uită cineva la mine... Asta faci mașină până la radio? Da. Da, poate că tu ai și mai multe probleme decât mine. Nu scuipa pe brânză. Bob. Încolo. Mamă, zici că sfințim casa. Spune-i, ai văzut? Da, și altele? Așa, după aia... De respirație, vreți spun? Ar trebui să începi să mesteci o gumă. Imaginară. Imaginară și după aia mai adaugi o gumă și încă o gumă până la 5 gume și ți se umple gura de gumă. Știi? După aia plimbi limba atingând fiecare dinte și... pe suprafață și prin interior și sus și jos. Mm-hmm. Și poți să faci și... Ce proastă!
De ce îi faci asta la încălzire? La încălzire, la toată echipa. Pentru că n-ai om să-ți facă așa. Nu face. Nu, așa. La mine e mai buficioasă. Sunt lucruri care nu răzbat, da, bine, către ascultatori. Sunt micile noastre secrete. Oh, dar e bine de știut, pentru că de acum încolo o să fac cu invitații mei fără să le spun. O să dau drumul la interviu. Hai să vă încălzesc gura. Nu, o să-mi fac eu singur, așa, uitându-mă la el, la oricine ar fi. Exact, cum a... Eu la început nu făceam tehnică șamanică, șamanilor care făceau radio pe vremuri, cum se făcea. Da. Așa, și după aceea să ne întoarcem la... Okay. După aceea ar trebui să tragi aer în piept, da? Înainte să începi să vorbești și să-ți încălzești coardele vocale. Ok. Și să... și trebuie să vibreze. Pardon? Până în ceafă. Să la nu vomiți. Îmi cer scuze. De la bule nu prea sunt mare băutor. Sau mi-a zis și ochii. Asta este efectul, să de fapt. Să ne ajungem la stă pe spate muncitorii. Nu. Te rog frumos. Emisiune serioasă aici. Nu, că n-avem. Avem fructe cu brânză și nu fructe cu iaurt sau cu bere. Nu, că avem și miere. Ah. E bună și aia, dar nu merge invit, chiar așa. Te invit, dar eu am echipa aici. Dă la echipa. I-am dat lui Poman. Mă, dă, vrei brânzică? Perfect. Să mergem cu șampanie. A prins. Eu le dau un part, da, cu echipa. Ai gustat să vezi cum e? Încă ne încălzeam. Scuze. Scuipa aia. Eu că am dat guma jos. Nu mai am guma în gura, cu aia brânzică. Așa, bun. Și după aia... Și după aia... Și după aia încerci... Oaia, aia, ea, ei. Ea e o oaie. Oaia, ea, ei, ea, ei. Ea e o oaie. Și tragi cât poți de comisuri. Oaia, ea, ei, ea e o oaie. Gata. Așa, și după aia faci X-O. 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 Deci X-O. Aprea, așa. X-O. X-O. Așa. Și după aia faci... Gata. Da, asta a fost. Abia așteptam să mănânce ceva. Începe episodul de podcast cu Răzvan Exarhu. Salut, bine ai venit la noi. Salut, Mihai. Ți-am pregătit tot ce e nevoie. Mulțumesc. Înainte să intru în emisiune, am văzut că a postat cineva pe grupul de Morning Glory un anunț interesant. Vând icoană semnată de Iisus, 2500 de lei. Icoana originală din Ierusalim cu autograful lui Iisus, dreapta jos. E puțin crăpată, dar asta pentru că e prea sfințită. Mai multe detalii pe acatist. Ai, nu mai oameni, serioși. Da, sunt, e adevărat, dar să știi că există o legendă care e, din fericire, adevărată. Da. Legată de un celebru jurnalist care a cerut la departamentul foto, pentru că ziarele se tipăreau atunci și exista departamentul foto, o fotografie cu Iisus, dar color, nu al negru. Foarte bun. Eu am fost plecat la un moment dat, aveam spectacol pe la Mangalia și am cumpărat niște ziare locale ca să vedem la Dispăruți. Ne place rubrica de Dispăruți. Și vreau să încep spectacolul, aveam eu o idee, să zic bine ați venit, oameni buni, ne pare rău că printre noi nu este următorul, care au răposat. Repauzat, scuze. Și acolo la anunțuri era și un anunț că la Mănăstirea Sfântul Andrei sau la Grota Sfântul Andrei, sâmbătă de la orele 17 apare Maica Domnului. Ceea ce mie mi s-a părut ok, exact ce spuneai și tu, bă, nu te duci la 4 sau la 6. La... Cum e? Faith o'clock. Da. Un fel de, da. Ești acolo. Păi, se pare de ce, adică foarte englezesc gestul. Da, mie mi-a plăcut. Subtil. Trebuie să spun de rechin, pentru că mai băgat la rechinul de adâncime încă de la începuturile Morning Glory și am rămas acolo pe... ceea ce nu știi, o poveste care vine din realitate și jur că nu e nimic inventat. Deci, eu ce spun aici e real. Nea Ion de la noi, eu am copilării la Giurgen, lângă Dunăre, ți-am povestit, avem ceva comun, Dunărea, tu puțin mai sus, la Brăila, la Cuțite. Și la un moment dat, având și cârciumă, eram cârciumar,
Într-o dimineață am aflat că, de fapt, cu o noapte înainte se prinsese un rechin. La noi. Cine l-a prins, Naion. Și zis, am întrebat dimineața, era la cafea, păi și rechinul unde? Zice, îl are în curte că trebuie să vină Antena 1 de la Slobozia să-l filmeze, că erau antenele 1 locale. Și a venit Antena 1 și bine, a oprit la mine, la Cârciumă, prima oară, cu reporter, cu nu știu ce, unde stă domnul care a prins rechinul pe Dunăre? Zic, dom'le, eu aici să vă întoarceți la Slobozia, găsiți sigur un subiect mai... Nu, domne, că trebuie să mergem. Și am ajuns acasă la, cu reporterii și am intrat acolo în curte și Naion, na, era că așa se prinde rechinul puțin și... Au zis ăștia, unde e să-l filmăm și noi? El a zis, doamnă, n-aveți ce să mai filmați. Că l-am băgat într-un butoi de 200 de litri o doagă de lemn de am avut-o și cât am fost eu să mai iau niște orez, niște zahăr de la magazin, când m-am întors am găsit butoiul rupt, dar e rupt exact pe urmele lui, cum avea și aripioara aia mare dorsală, așa. Ideea e că a luat-o spre Luciu gura încolo și patru rânduri de araci de vie mi le-a întors invers, două vase mușcate de picior de pulpa din spate și nu mai e niciun boboc. Gâștele sunt, dar boboși nu mai sunt. Eu eram în spatele lor, aia s-au întors la mine și au zis, domne, vă bate joc, domnule, nu m-am sunat eu, v-am adus aici. Și ăla, operatorul, l-a întrebat un singur lucru. A zis, domne, vacile, boboci, înțeleg că e rechin și e carnivor, dar cu araci ce a avut? Că nenorocitul ăla de rechin i-a făcut și rău, mă. I-a întors araci din... Am vrut să spun e doar animal, așa. Mă. E animal. E animal, nu judecă, mă. Da. Nu știe ce face. Ce zici de povestea asta? Ți se pare că... Eu mă mir că a făcut doar atât. Deci, ce putea să facă? Putea să ia rațe, putea să ia tot. Tu știi care era problema lui Naion? Că a luat-o spre Luciu gura, că prostul de frică a uitat unde-i Dunărea, că Dunărea era în partea stălaltă. Și a zis, ajunge dracu prin Berteș, prin Cărmățui și apa mică de acolo moare. E posibil și asta, da. Dar și rechinul zăpăcit, îți dai seama, după ce stă într-un butoi? Nu mai știi. Când a rupt butoiul, a zis, mă duc dracu, când o-i vedea cu ochi, ce vacă. Și după aia zis, ia uite vița asta ce bine-i pusă. Firea, al dracu, că m-ai prins și a întors aracii aia invers. Da. Te bag direct într-o chestie foarte serioasă. Ia. Care e părerea ta despre faptul că noi credem majoritatea că pământul e rotund? Nu știu pe ce ne bazăm. Păi asta spun. Tu de care parte ești? Ești flat earther? Eu nu mai sunt așa convins. De ce? Nu văd valea aia. E, să știi că există niște explicații. Eu, întâi să-ți dau greu. Uite că noi ne-am gândit, am făcut o simulare, pomană mai mult. Și ai zis, bă, de ce elicopterul când se ridică, da, ridici un elicopter de la pământ, pământul se învârte. Când lași elicopterul la loc, el e în același loc. Eu aceeași problemă o am în tramvai. Dacă sari în tramvai, da, nu ar trebui să treacă tramvaiul pe sub tine? Stai puțin. Dacă sari în tramvai... Păi nu, că dacă sari în tramvai, dacă el e în mers, da, te duci mai în spate. Ceva e, eu asta spun. Dar nu știm noi exact. Fii atent, că am niște poze. Sunt două explicații. Adică sunt două teorii. Una este asta... Cum că asteroidul ar fi lovit pământul plat și de-aia au căzut ăștia dinozauri. Vezi că dacă îl înclini, aia s-au dus la vale. Erau și grei. Da. Are sens. Asta are sens. O știi, da? Și mai e o explicație. Dar ce ghinion să lovească exact în margine. Da? Păi acolo, dacă lovea pe centru, se mai întâmpla. Și există și varianta acum că pământul e rotund și atunci se vede cadrul de la suport cum îl ține și se învârte. Pe care dintre ele mergi? Eu zic că e posibil și așa. Cu suportul. Mie asta cu suportul mi se pare. Nu faci lucrurile la întâmplare. Și adică eu cred. Chiar Dumnezeu pare un instalator bun. Când l-a pus frumos acolo. N-a lăsat lucrarea neterminată să vină altcineva. Dar cine a lucrat, domnule, aici? Nu? Genul ăsta. M-a făcut girafa de a scăpa cafeaua la gât. Știi, când desena, ți-am zis. Dumnezeu când desena animalele, a ajuns la un moment dat la girafă, știi? Și făcea picioarele și a adus Sfântul Petru și a pus cafeaua aici. Și la gât desena frumos. Și m-a dat cafeaua și a zis, mătii de girafă sau ce dracu făceam aici, uite gât ce i-am făcut. Și a zis Sfântul Petru, lasă-o așa că mie îmi place. Mă, tu nu vezi câta gât are? Lasă-o, uite, pune urechișele astea mici. Și a zis, uite, ce bine arată acum. Și așa a lăsat-o, da, de la cafea. Eu am mai auzit o teorie apropo de dinozauri. N-are legătură cu meteoritul. Care? Că ei au murit pentru că au avut încredere în cineva care i-a trădat.
Cine ți-a zis asta? Ești foarte... Nu pot să spun. Zine, mă. Cine n-a zis asta? Cine ți-a spus treaba asta? Te rog, zine. Nu pot să spun. Hai, mă, zine numele. Iată-mă, deci nu... Poate îl sunăm să ne zică mai multe. Băi, explică-ne cum. A avut încredere în cineva și a trădat. Zi cine este Mița. Stai puțin. Cine este Mița? Mița este cunoscută din Caragiale și a fost o mare dezamăgire. A fost o mare dezamăgire. De ce? Vrei să spun povestea? Bineînțeles, da. Mă rog, citam împreună cu un coleg de la radio, cu Dragoș Olteanu, în continuu chestia asta cu Mița mea e la titlu, Mița mea e nu știu unde, e acea schiță celebră de Caragiale în care un soț care nu știe că este încoronat povestește, da, despre frumoasa Mița și ne intrase în automatism și bănuiam că toată lumea a citit Caragiale și toată lumea știe cine este Mița și aveam o colegă la știri care era foarte sexy și ne plăcea amândorura de ea și eram dimineața în mașina care ne ducea la radio și noi am era zăpadă, cred, și înaintam destul de greu, am spus că Mița mea e la Titu și ea s-a întors, până atunci o admiram foarte mult și a spus cine e Mița și în momentul ăla ne-am dat seama că e mai bine să o lăsăm să-și urmeze singură calea, să găsească un băiat bun. Asta este povestea lui Mița. Asta e tot, da. Da, e un act ratat, practic, Mița. Eu am crezut că tu ai vrut să zici că Mița mea e la ciclu și vorbind atunci peltic, ai zis că e la Titu. Nu, nu, nu. Ceva Titu, da. Nu e ceva asta. Titu eu, da, nu te am bine. Ceva Titu, da. Bun, la prima ta emisie... Titu Cezar. La prima ta emisie... ai fost destul de vizionar pentru că ai zis la știri atunci că l-ai făcut pe Adrian Năstase prim-ministru în condițiile în care era ministru de externe. Ți s-a și bătut obrazul, nu? În sensul că am fost amenințat că o să fiu dat afară că sunt un cretin. Da, e bine, asta mi se pare bătaia de obraz. Și vreau să te întreb, pentru că ai avut o viziune ăsta, până la urmă a ajuns prim-ministru. Zine și nouă ce se întâmplă după pandemie. Ce ne zice omul de radio, vizionarul Răzvan Exarhu, care a văzut în ochii lui Adrian Năstase că va fi prim-ministru? Ce ne poate spune despre ce urmează? Părerea mea e că o să reapară sifonăriile. Oamenii o să bea din ce în ce mai mult spritz. Asta e tot. De ce? Păi nici nu cred că va mai fi mare lucru de făcut. Nu te pui în cur să zici... Bă, muire toți, da. Hai noroc și la mai mare. Dacă, adică noi ăștia vaccinații. A, păi, noi o să că nici nu o să mai avem. Ai avut, mă, ceva jucăm. Simptome? Că te-ai vaccinat înaintea mea. Acum când spui... Da, simți? Am sentimentul că asta e mâna mea dreaptă. Dar e stânga. Tu în care te-ai vaccinat? În mâna străinului. Nu, că a întrebat doctorul, m-a întrebat pe ce parte dorm. Și aia, ce legătură are? Să știu în ce mână vă vaccinez. Eu zic că sunt lucruri mai importante, domn doctor, decât a dormi pe mână. Și te-a vaccinat animalul în mâna pe care dormi? Nu, am făcut în stânga, pe aia pe care nu dorm. Și aia să-mi rămână dreapta. Hai, și dacă nu te culci pe aia într-o zi. Cine știe, îți dai seama, te mai culci pe dreapta din când în când. Poți să-l lași de la tine. Bă, ideea e că n-am avut, mă doare puțin așa mânuța. Aici, în locul unde mi-a băgat și acolo, a fost greu. Eu mi-am adus aminte de o infirmieră, asistentă, de fapt, era din spitalul de boli infecțioase din Brăila, secția de copii, unde eram internat cu niște adulți. Tu? Și, da. Și, n-ai avut sindromul Peter Pan? Nu, 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 nu. Nu. Aveam hepatită A. Ah, ok. Și am avut și eu hepatită. Și am avut hepatită. Hepatită. A. Da. Și nu făcusem până atunci penicilină. Și doamna asta a venit, era de 3 ori cât tine. Da. Și a venit, am văzut că ținea seringa așa. Și erai copil. Eu eram copil și a trebuit să-mi facă mână. După aia n-am mai nimerit-o.
nu știu ce s-a întâmplat cu ea. Cineva, cred că i-a făcut ceva. În orice caz a venit, i-a întins pe restul. Restul erau adulți, da. În salon. I-a întins și le-a înfipt seringa așa, deci așa, și-a făcut așa. Și după ce trecea ea, eram acel tot holul, toți, da. Numai la bărbați făcea așa. Femeilor, cred că le făcea injecție normal. Că... Mai poate că asta știm foarte bine că e altceva, da. Aici. Numai diavolul. Da, e adevărat. Și... Nu facea. Intra, știi, practic, intra fără să mai bată la ușă. Asta era. Și toți, atât crezi că de-aia te bate ușor peste fund, așa, da. Să bată... Da. Din bate la ușă să mai dacă e acasă, fundulețul. Da. Adică niciodată, tot timpul, de ce dracu bate? Și imprima și mișcarea aia, care îl face așa și când bagi serul, da. El se duce mai ușor, știi, și amortizează un pic. Da. Adică fundul face așa, e ca o mașină americană. Videoclipul lui Snoop. Da, exact. Uh-huh. Da. Apropo de asta cu spitalul și cu domeniul ăsta, vreau să te felicit pentru campania Sânge de Rocker, pentru că este una dintre cele mai șmechere campanii pe care am văzut-o vreodată. Da. Și vorbesc serios. Mulțumesc. Și Vikingu a lucrat acolo cu tine. Vikingu, da. Da. Și-l felicit și pe el. Ziceai la un moment dat că stând acolo pe holul spitalului, pentru că tu ai ajuns acolo având nevoie de sânge pentru taică-tu, da? Da. Eu am o poveste mult mai complicată. Eu am ajuns la banca de oase în timp ce tata era operat să fac rost de o grefă în timp ce el era pe masă. Pentru că doctorul meu a ieșit și a zis, i-am spart puțin femurul cu picamărul și aveam nevoie de o bucățică de os ca să-i prindem plasa. Și eu eram cu mama pe holul și am zis, n-avem la noi. Că nu știam de unde. Și am ajuns la banca de oase și așa mai departe. S-a rezolvat. Da, cu taxiul, cu alea, m-am descurcat și nu eram celebru. Tu ai avut nevoie de sânge și de aici ți-a venit ideea, stând acolo tu pe hol, suferind. Dar tu nu te-ai gândit să faci România are oase de rocker? Nu, dar uite, dacă vrei putem să facem treaba asta. Da, la tine... Putem la tine, merge mai departe. Nu prea merge, să spun de ce, pentru că la tine sângele, tu inviți oamenii să doneze sânge. La oase se prelevează de la... Da. Ah. Da, vorbești cu frații noștri de peste Prut. Dacă le mai rămâne frumos de la cineva. Da-ți-ne, bă, nu. Da-ți-ne, bă, nu, trimite-ți-ne. Da. Și ziceai atunci că se părea ciudat asta cu bombardiere să primească sânge de la rocker. Donai tu, Hrubaru. Asta e ciudat, că tu n-ai putut să donezi, că ai avut hepatita. Nici eu nu pot să donez. După aia mi-am făcut niște teste și pot să donez, da. A, da, ia să fac și eu, pentru că am avut hepatita tot în copilărie, deci aș putea să donez. Da. A, ok, o să-mi fac. Asta că erai acolo tu prins și aveai nevoie și ți-a venit ideea asta. Da. Băi, ar merge o campanie pentru donatori să fac treaba asta. Crezi că funcționezi mai bine când ești la limită? Când ești în situații limite, îți vin altfel de idei? Da. În sensul că mintea mea, dacă sunt depresiv sau abătut sau mă gândesc obsesiv la un lucru care nu e neapărat vesel, găsește subterfugii. Uh-huh. Și inventează pretexte ca să mă facă să râd. Mintea mea, eu am un fel de dual sim în cap. Da. Eu nu sunt neapărat, nu mă trezesc așa dimineața, dimpotrivă. Da. Și totuși pot să funcționez în regimul ăsta în care nu transmit că aș fi o persoană care are chiar nevoie speciale. Că par destins, relaxat, pare că merge totul extraordinar. Dar... Și se produce acest declic, știi? Și uite așa, știi, mergând... venind de la taică-miu, nu știu care, nu știu ce bubă are și eram și am scris pe Facebook chestia aia cu roșiile, dacă ar fi bolnăvioare, se aduce la o clinică tomatologică. Tomatologică, da. Dar fără nicio legătură cu nimic, înțelegi? Ele vin așa. Eu n-am văzut nicio roșie, n-am văzut nimic. Dar nu știai că mai târziu o să ajungi să vorbești în studio cu Mișu un fel de limba tomatită? Bine, nu. Oricum e foarte la îndemână. E o glumă logică în sine. Da, dar da. Mintea mea face chestia asta și eu mă bucur că suntem prieteni și că face lucrurile astea pentru mine. Da, e deci funcționezi mai bine când ești în situații. Cred că da. Adică intri pe SIM 2. Fac switch, da. Fac switch profile. Da. Pe... în sensul ăsta. Mi-a plăcut bancul de săptămâna trecută, l-am văzut și am râs ăla cu buza de...
La, te scuip în gură. Bă, te scuip în gură. Da, da, da. Foarte bine. Și vreau să spun și eu unul, știi, pe ăla cu ăia doi de se întâlnesc și zic, bă, am gafat aseară cu nevastă mai rău de tot. Și ăla zice, aia mă, mă lași, ce dracu ai făcut de ai gafat așa rău? Că și eu, uite, am fost zile trecute în parc cu nevastă mea și era una de vindea baloane și eram și copii. Și unul se zice, baloane frumoase aveți, am zice, balcoane frumoase aveți. Și a zis, păi asta e gafă? Eu am avut aseară să zic, dă-și mie untul din frigider. Și a zis, morții mă, Timi, ai mâncat tinerețe. E bancul meu preferat. A, da? Și pe ăla cu aia de... Era cu andrelele în mână. Dimineața aia cu andrelele în mână se trezește el. Se duce la baie și se uită la ea. Se uită și afară și zice, mamă, ce urât e afară. Și aici, dacă bei! Mie mi-a plăcut un banc cu un rus care se bărbierea, era destul de mahmun, avea capul foarte mare și stătea așa să nu-i se clatine căldurea și se rădea cu atenție, se uita, avea ochii injectați, era terminat și mâinile tremurau și aude din camera cealaltă, Serghei! Aha, deci Serghei. Asta e ca ala acolo de se întoarce pe scările spitalului către cabinetul doctorului și pe scări face asta. Balanță, nu. Scorpion, nu. Gemeni, nu. Și deschide ușa. Domn doctor, ce zice? Cancer, domn. Am un rezerv. Vreau să te întreb acum dacă e adevărată istoria. Când Dragoș Olteanu s-a operat, tu ai mai fost cu un prieten, nu dăm nume, că nu facem cancanuri aici, dar voi ați fost la omul ăla, el era în covalescență, își revenea după operații. Da. Voi, prieten bun fiind, a zis, bă, hai mă, să mergem să ridicăm puțin moralul, că de-aia presupun că v-ați dus. În sine, da. Băi, de în sine, da, cum? Da, să și bem. Bine, păi, dar nimeni n-a știut că voi v-ați îmbătat cu vișinată la spital. Nu cred că a fost la spital, cred că a fost la el acasă. Dar oricum nu contează, era aproape să i se rupă operația. I-ați dat și lui? Nu știu dacă a băut, dar a râs. Și pentru că noi ne-am îmbătat și el ne implora să nu mai spunem nimic pentru că îl facem să râdă. Și a râs cu lacrimi pentru că nu-i așa îl durea operația. Mi s-a părut frumos. E un gest prietenesc. E un gest frumos. E un gest. Am plecat rupți de la el. Ați băut ceva vișinată? Ne-am dus cu flori frumos. Păi cu ce să te duci cu iaurt? I-ați dus flori la om? Ia, nu, la soție. Și vișinata ați avut tot drumpet de la de 2 litri? Nici măcar, adică am fost complet nesimțit. Am băut vișinata. Nu, a, nu era a lui? Normal. E bolnav, nu știe dacă mai e. Eu sunt curios ce fel de bețiv ești tu. Ești pregătit? Ascultă pe asta. Deci, acum aflăm, după ce spun, citesc ce scrie aici, tu îmi zici ce fel de bețiv, unde te încadrezi. Psihologii de la Universitatea din Missouri au publicat un studiu efectuat pe 374 de studenți din USA, ce s-a inspirat din literatura și cultura populară pentru a trage concluzia că există 4 tipuri de băutori. Tipul Mary Poppins, tipul Ernest Hemingway, tipul profesorul Trăznit și tipul domnului Hyde. Hai să spun tipurile. La fiecare ești, tu îmi spui care ești. Așa. Tipul Ernest Hemingway. Primul și cel mai mare grup, în care intră în jur de 40% din cazuri. Este numit tipul Ernest Hemingway, după scriitorul care se lăuda că putea bea orice cantitate de whisky fără să se îmbete. Acest tip nu trece prin schimbări mari de personalitate atunci când se îmbată, spune studiul. Continuă. Asta e unul. Tipul Mary Poppins. Prin contrast, băutorii de tip Mary Poppins se comportă precum eroina pelicului din 64. După ce beau, cum sunt deja extrovertiți, devin și mai simpatici și mai fericiți după ce consumă alcool. Profesorul Trăznit. Botezat după savantul cu a doua personalitate jucat de Eddie Murphy. Acest tip, spun savanți, este alcătuit din persoane care sunt în mod natural introvertite și care renunță la inhibiții atunci când beau, expunându-și o latură mai sclipitoare și mult mai sociabilă. Și domnul Hyde, atenție, acei băutori care potrivit studiului devin mai puțin responsabili, mai puțin intelectuali și mai ostili când se află sub influența alcoolului. E o combinație de
E o combinație de Hemingway cu profesorul trăznit la da? Mine. Da. Cred. Cam așa. E sigur. Eu am pe... Adică... E sigur, te întreb. E o combinație de două. Ce ca la făurei. Dom'le, eu am pe Marta. Ți-am zis de Marta? Cine e Marta? Marta... sunt tot eu. Nu sunt eu. E în mine. Marta trăiește în mine. Ah, eu grasa cu... din tine. Nu, că nu e grasă. Nu? Nu, nu, o să spun. Există în gașca asta noastră cu Las Fierbințiu, Buliga l-are pe Bill Nebunu și eu am pe Marta. Marta este singura care împacă pe Bill Nebunu când apare. Au momente la băute în care se rugau oameni de mine să o scot pe Marta pentru că nu se mai înțeleg cu Bill Nebunu. Bill Nebunu apare și face ravagii, adică aruncă tot după masă, nu-i convine nimic. Da? Deci nu Dragoș, nu Buliga. Bill Nebunu. Și face foarte rău. Și doar Marta știe cum să-l ia. Pentru că Marta plânge foarte mult, ca să știi. Plânge, ia oamenii în brațe, îi pupă. Asta e Marta. Asta faci tu? Marta, nu eu. Ah, ok, scuze. Eu pot să beau lejer, n-am niciun fel de problemă. Dacă apare Marta, e... Asta e. Ai frună în tine? Nu. Nu, eu devin vesel. Da? Niciodată recalcitrant? Odată am mușcat pe cineva de ureche, dar în rest nu. Era tipul meciului de box? Mă exam Titan. Te vorbesc cu tău, te ales. Devin foarte peltic. Înțeles, de aici. Bun, mai am o poveste. Tu știi pe Bărbosu? Ai auzit de el? Din gașca Turosu, Bărbosu, manții descriau pe la okay, Kamikaze. Da, știu, ești din Brăila chiar. Bravo! Da. Mai mulți sunt din Brăila, dintre ei. Sunt semne de întrebare, da. Când se îmbăta, avea obiceiul să stea în cap pe scările de la Casa Presei cu orele. Și... În loc să bea... Nu, păi nu, după ce se îmbăta. Și ideea e că acum nu mai poate să facă treaba asta pentru că i s-au tasat două vertebre de la treaba asta, vorbesc serios, și doctorul i-a dat explicația următoare. I-a zis că vertebrele alea de la gât sunt făcute să țină greutatea unui cap, nu a unui corp. Și au făcut meciul de retragere. I-au pus o pernă, nu știu ce, a stat în cap, dar ținut de picioare ca să retragă tricoul cum ar trebui. Îmi pare rău. Și mie îmi pare foarte rău. Și de... aduc un omagiu pe această cale. Da. Asta aș fi băgat și eu. Tot greu. A mai mult, am gândit la asta, s-a potrivit. Sunt locuri din astea liniștite în care n-auzi. Am niște filmulețe de pe YouTube funny. Vrei să le pun sau nu? Să ne râdem? Nu știu dacă să ne râdem. Îl știi pe ăsta? Cu crocodilul foarte periculos? Ia uite-l. Ăsta dacă te prinde, te rupe ca câinele, rădel. Uite ce finuț. Îți place? Ce crezi despre el? Părerea mea e că trage un pârț. Și stă așa. Știi cum? Te ridici așa un pic de pe scaun. Când o aerisești? Da. Eu am teoria asta că dacă nu aerisești și scaunul e făcut cu tapițerie de asta sau cum îi spune, uiți de ea și dacă te ridici peste un sfert de oră ea e acolo și după aia te uiți urât la aia care mai ești la masă. Eu te arăt da, aia sunt probleme. Trebuie să o lași, cade bunicul, știi mancu, cade bunicul, cade bunicul. Stai să-ți arăt și unul de la Brăila, un crab. Ăsta e un crab de la Brăila. Uite la el. E pescuit acolo între Brăila și Galați. Și pe discuția cu tramvaiul. Dar uite că nu lasă cuțitul. Și de fapt adevărul este în ultimul filmuleț. Ăsta este un pitbull de la Brăila. Îl știi? Nu știam niciunul dintre filmulețele astea. Da, n-am sunet. Trebuie să-l auzi, dar cum dau? Ui. Că l-a și zice săracul. Să o lase mai moale. Ui. Yeah.
E bun. E minunat. Da. Foarte frumos. Foarte frumos. Am vrut doar să ți le pun să le vezi tu ca ce se poate întâmpla. Mai clătim și noi ochii. Ai văzut vreun pitbull? Câinii rădălei, știi că tot de la Brăila era Nicușor? Nu. Nu știi pe Nicușor, a murit săracul. Nicușor de la Brăila. Dar avea sindromul Turet. De făcea... Trebuie la cineva București, vrea că... Sicuța Murenoc, cot! Nu știi? Nicușor de la Brăila zicea cu... Te radă câinul rădălei, are câinul rădălei, face... Te rupi câinul rădălei, că te prinde. Să-l cauți, e un personaj. Dar a murit. Dar era bun. Ca fiecare, da. Ți-am arătat asta. Spune-mi și mie dacă te-ai reîncarna, că ne-am tot gândit în cine te-ai reîncarna. Vorbiști cu pomană și te pusesem pe niște de-astea. Ecaterina Teodoroiu, nu știu ce. Dacă te-ai reîncarna în Viorica Dăncilă, ce ai face primul lucru? M-aș sinucide. De la naștere sau ai crește? Da, da. Aș sta puțin să mă conving, să fiu sigur că nu. Fiind mică, cum ai face? Hai cum? Intri înapoi? Ești puțin și zici... Da, dar nu mai... Nu se mai fac. Nu se mai fac. După aia. Dar dacă vrea să te reîncarnezi, tu să alegi, să zici, bă, uite, Alex, să mă reîncarnez, în cine ai vrea să te reîncarnezi? Înapoi sau înainte? Înainte. Înainte. Zi. Păi... Nu știu, într-un Răzvan Exarcu, dar un pic mai slăbuț. Păi de ce? Că nici acum nu ești bufos. Da, sunt... Hai mă! Nu, pe bune. Hai mă! Da, de asta și... Hai, hai că... Uite că mă și amărâs. Ești bine, mă. Mulțumesc. Deci asta în trecut. Te-ai face un Răzvan Exarcu mai slăbuț. Dar în viitor? N-am legătură. Mie viitorul nu-mi place. Da? De ce? Și... Nu știu, în viitor nu controlez nimic. În trecut ai pus o sticlă la rece. Păi, nu, știu, dar tu ai zis că în viitor, că te-am întrebat de viitor... A scos cineva frigiderul din priză... Nu e adevărat, ai zis că în viitor o să existe sifon, o să fie șpriț, o să fie bine. E o dorință de-a mea secretă de a reapărea sifonăriile. Adică șprițul ar trebui să-și dar există, capete. Să știi că există sifonerii, încă da, mai știu, dar nu, ele au legătură mai degrabă cu sărăcia, nu cu eleganța. Uh-huh. Adică sunt oameni care nu au bani de apă minerală, de aia și umplu sifoanele. Da. Și ideea că și sifonul ăla trebuie să fie bun, trebuie să fie dintr-o apă bună și să îmbogățească șprițul. Ce frumos ai spus. Nu e asta. Și să îmbogățească șprițul. Așa. Da? Asta e bună. Hai că le găsim. Zi-mi cum e să trezești. La cât te trezești? La 5? 5 și 10? La ținți. Ținți? Da. Ținți și 10 sau ținți un sfert? La ținți, la ținți jumate. Depinde. Zic că există un club ardăstura care se trezește la ținți și care conduc lumea? Da, dar nu sunt simpatice aia. Dar tu ești șeful lor. Eu nu, eu mă trezesc la 5 că am serviciu. Aia o ard pe dezvoltare, sub dezvoltare personală. Nu e problema mea ce fac ei. Nu e adevărat. Uite, ăsta Kevin Hart spunea că se trezește la 5 dimineața, face exerciții și el funcționează 6 ore. După aia la revedere, nu mai funcționează. Se închide. Nu merge la radio. Face și el o grămadă de lucruri. Dar nu e același lucru. Eu trebuie să-mi trezesc căpuțul, trebuie să mă trezesc pe mine, să nu mai spun prostii la radio, să nu mă bâlbâi. Ale, e pe rând. În ordinea asta. Da, e important să te trezești la 5. Mi se pare un exercițiu bun, e folositor. Cred da. Că e ok să te trezești la 5. Doar că eu nu am timp să fac toate lucrurile astea. Pentru că nu sunt Mihaela Rădulescu. De exemplu, nu știu, ea are timp, face și yoga și... Și machiaj și alea, da, stau mult tot. Am văzut da. Și eu la Lora. Da. Te mai auzi la Lora? Da, mă uit și o urmăresc pe Instagram. Și am văzut că se machia pe la ora 8 dimineața aia, la 11 intra în direct. Și pe la 8 se machiază, trebuie să-și facă părul, să-și pună alea, durează. Am fost și la o filmare acum la două, și mi-a dat doamna de la make-up cu ceva, un spray fixativ, mi-a spus că e. Fixativ pentru ce la tine? Pentru asta, să nu se mai clatine, cred. Ok. Rămâne în urmă. Da. Să ai gât de lup. Am delay. Da. Eu am delay, punct. Și ți-a dat cu... Și doamna a dat cu din aia să... Keep it all together, așa, și zice, la sprâncene să umblăm puțin, zice, par ok. Zic, da, le-am dat cu fixativ înainte să plec. Zice, aveți fixativ de sprâncene?
da, sigur. A rămas. Mereu mă dau. Zici-mi, care cea mai funny rudă pe care o ai în familie? Mai am rudă. Eu de asta am venit să vă spun. Să mă ajutați și pe mine. De asta ați venit la emisiune. Stați. Spuneți. Ajutați-mă și pe mine. Pe nu ce motiv? Spuneți-ne câteva dintre ele pe care le-ați avut și le-ați dorit înapoi, pentru că emisiunea noastră are o surpriză pentru dumneavoastră. Și aici intră la tema aia de la surpriză. N-am. Genul ăsta, da, ăsta e din Veronica. Unchiul dumneavoastră e aici. Zi, mă, erai fani în familie când vă strângeați așa și vă adunați când trăiau toți? Păi erau erau mulți greci, așa. Da, de la Brăila. Da. Și erau toți demenți. Spărgea farfurii după farfurii. Nu. Vorbeau foarte mult, foarte tare. Și dacă mă vorbea foarte grecii tare. Grecii săraci ori sparge farfurine? Păi nu, alea sunt farfurii speciale, nu sparg farfurii din casă, alea sunt farfurii de petrecere. De spart? Da, da, sunt speciale. Care sunt săraci și n-au bani de farfurii? Împrumută. M-am văzut eu pe Urziceni, pe drumul spre Urziceni. Închiriez lemne de foc. Deci ăștia, există varianta să împrumute niște farfurii doar pentru chef. Dă-mă și mie 20, că am un majorat. Hai și mi le dai înapoi. Da. Deci ai tăi erau gălăgioși, vorbeau tare? Da, da. Și erau fani? Era vreunul care se remarca? Da, nu, se spuneau bancuri, era bine, dar n-am amintiri cu unul care să fi fost. Dacă mi-era simpatic, el spunea multe bancuri, dar mă rog, era actor, avea o deformație profesională. Da. Da. Vio are un unchi care îi zice Vică și acum, când are 40 de ani, și de fiecare dată când merge la el, face aceeași glumă de când avea Viorel 6 ani, adică se duce spre el să-l apuce de ciucurea și face Vică! Și ăsta are 2 metri acum. Și a zis că ultima oară l-a lăsat. De ce mai lăsa Vică? Dacă tot mă ameninți, ia, apucăm. Da, nu, n-am amintit precise. N-ai avut care se tragă de nas. Mm. De fărcuțe. Eu am socrul meu, care trăiește, când l-am cunoscut prima oară, și ne-am pus la o masă cu nată meu, cu sora Cătălinei, Cătălina, a bătrână mămăița care trăia pe atunci, avea și o nară, a avut un accident de mașină și avea o nară, așa, înspre tine. Adică îi vedeai înăuntru și aici eram eu și aici socrul în capul mesei. Și era salata de vinete peste drum, tot luam așa, nu prea vorbeam. Și ai socrul meu, ai zis, auzi bă, tu știi că Bruce Lee a inventat o lovitură care dacă zădea cu 3 degete aici la hortă, murea acasă peste 15 minute. Și la masă n-a râs nimeni. Și eu am uitat spre el și am zis, păi și ce făcea în timpul ăsta? Și l-a zis, încărătii mă. Păi zic, de când îi dea lovitura până ajungea la casă 15 minute, ce făcea? Fuce bă dracu, să vrea mergea spre casă. Și aici mi-au sărit vinetele din gură și am început să râd foarte tare, că n-am putut să mă abțin. Și a bătrână râdea și ea. Și a zis, eram sigur că trebuie să vină unul să și râdă. O spunea mereu pe asta? Păi nu știu dacă, dar citise viața lui Bruce Lee și era atunci afectat. Dar ci că e adevărat, în cartea lui spune că era o lovitură de asta, nu știi? Lovea cu 3 degete, undeva aici și ți oprea fluxul sanguin, dar nu oprea imediat. Și tu plecai, te duceai acasă în tramvai, săreai și tramvaiul trecea pe sub tine și la un moment dat îți pleca din tine sufletul, mă. Și ce ai de la ce-o fi? Eu te dea lovitura lui Bruzi, că s-a întâlnit cu el acum un sfert de oră la foișorul de foc. Și în loc să dea un rog normal, i-a băgat gheara. Știai asta? Nu știai, n-ai nu citit. Știam, nu. Eu am citit. Eu știam de palma care vibrează, că așa l-au și omorât. Aia o știu, dar am văzut și cum se făcea. Era palmă normală și înainte să o dai, mi-a explicat mie Costi la filmări. O porneai, îi dădeai vibrație și după aia pleca. Înțeleg? Deci nu o dai din prima. Era nu vibrează. Slow motion. Nu, o oprești. Frână, îi dai vibrație și după aia pleacă. Da, așa are sens. Băi, ți-am explicat ca să știi, să nu mai dai aiurea. Ție-ți tremură la pahar, tu ai vibrație pe pahar. E adevărat, dar uite, și acum vibrează, da. N-am mai băut, jur, n-am mai băut de când... Pă, hă,
Ieri? Nu, am avut 48 de ore, l-am respectat cu vaccinul. Tu ai fost singurul care mi-ai zis că... Eu fac experimente, eu sunt un om al științei. Bun, ți-am zis povestea cu Bruce Lee? Așa. Vrei să spun cu visul? Ia. De la vaccin? Nu știu dacă e de la vaccin. Tu să-mi zici. Da. Am visat aseară că eram undeva pe o colină de asta cu foarte mulți cireși înfloriți, cu roșu așa și cu... Cum așa? Și eram față în față cu un preot catolic, că eu nu sunt catolic, că mi-l-am cunoscut avea aici, aia, la gât. Și eu eram cu mireasă. Și corpul părea că e Mădălina Ghenea Monica Bellucci și ideea că mi-a zis că, domnule, dezveliți mireasa. Și când am dezvelit mireasa, avea față de cal. Și a zis preotul, în condițiile astea o mai luați? Că era cum a venit surpriză și pentru el. Și eu am zis, păi dacă am plătit alea... Și am pupat calul și m-am trezit, frate, că a fost foarte ciudat sărutul, că erau buzele foarte late așa. Și ce crezi că înseamnă? Da, domnule. Cred că tu ai acceptat vaccinul în adâncul sufletului tău. A, și ăsta era vaccinul? Da. Și de aici corpul nu a luptat cu el și... Adică ai spus chiar dacă e... modifică ADN-ul. Ăsta e adevărul despre el. Da. El va rămâne cu mine. Asta este. Am plătit, mâncăm. Ai avut după vaccin vise de astea? Nu, nu, nu. Dar ai avut vreodată vreun vis ciudat? Am avut multe vise ciudate, am avut și vise în care... Povestiți, adică am avut nopți în care vorbeam în limba, în limbi necunoscute. Un vis? Un vis, da. Da, foarte fluent, da. Cu cine? Păi asta e, că nu era foarte clar, dar vorbeam mult. Și destul de coerent, așa. Am avut o perioadă în care vorbeam un vis, mult. Dar n-ai un vis de situație? N-am un vis de situație, nu mai aduc aminte vise foarte multe, dar mi-aduc aminte că la un moment dat m-am ridicat în fund în timp ce dormeam și am trezit lumea de lângă mine și am spus poveștile pentru copii, numai minciuni. Și m-am culcat la loc. Foarte bine visasei. Da. Da, așa și este. Că există o sărbătoare în care dacă îți bagi nu știu ce, sub ce flori supernă, visezi cu cine te căsătorești? Da, e adevărat. Nu, de fapt cu cine te însori, că eu cred că e valabilă doar la femei. Noaptea de sânziene sau ceva. Da, că doar ele sunt interesate. Da. Și crezi că e adevărat asta, ca obicei? Depinde de pernă, cred, foarte mult. Și de zone, că nu peste tot sunt astea. Da. Ți-e pare un obicei tâmpit? Din asta are noastră, din moestră vechi? E frânul care, să zicem, ți-a aduce aminte de la Brăila de acolo și ți-a apărut tot timpul că e o tâmpenie? Sunt toate astea legate de de mormântări. Toate, da, simt de mormântări. Mormântări și nunți, de fapt. Da, de mormântări. Hai să te văd, că eu sunt din Oltenia. Nu știu, am mers la multe mormântări. Dar toate alea, șervetele, adică pare că au o semnificație. Tu totuși te duci la piață în Brăila să cumperi niște șervete nenorocite. Pentru mormântare. Are de se pună oglindă. Nu se dau acelea șervete la oameni și la popi? Sau... Adică nu știu ce fac aia cu prosoapele. Dar să mă gândesc că există o industrie paralelă în care... Eu am avut prosoape de astea de la mormântare de la Omăița și le-am acum întrupsat de pescuit. Și la pomeniri. Gândește-te că vin cantități uriașe de prosoape către niște oameni care sunt niște oameni. Asta adică e problema. Primesc 10-20 de prosoape pe zi. Reală. Tu încearcă să cuantifici. Ce fac aia cu prosoapele? Deschid bazin? Spa? Nu, le țin pentru următoarea mormântare și le împrumută. Cum erau farfurile la grecii săraci. Nu cred că se închiliază prosoape. Okay, bun. Nu știu ce se face cu ele. Eu ți-am zis, am primit de fiecare dată la mormântare. Ba batiste, ba prosoape. Da, e adevărat. Și batiste. Și nu se mai poartă. Da, mă rog, nu sunt... Dar tu știi că la noi, la Olten, de exemplu, dacă e moroi sau bântuie, știi ce e la moroi? Uh-huh. Eu, de exemplu, sunt născut, se zice că sunt născut cu ceva deasupra capului sâmbăta și pot să mă fac moroi, adică să mai bântui pe aici. Și la Olten... există ritualul ăla în care dacă îți dovedește că ai murit și ești moroi, te dezgroapă și îți bagă... Dacă ar să dovedește.
Păi da, când zic mai mulți. Nu sunt îndoieli. Păi numai când zic mai mulți. Că, domnule, că chiar a venit văzut peste noi, da? Și e scos din groapă și băgat un țăruș în inimă. Da. E obicei foarte frumoasă. Dar știi că se bea și inima mortului. Cum? Se arde și după aia se pune într-un lichid, presupun că în vin sau țuică, și se bea. Cam cum se fac acum cocktailurile astea moderne, știi, când se arde o frunză de o crânguță de cimbru și după aia se stinge în gin tonic. N-am băut așa. Ți-am urmat sfaturile în pandemie și am băut. Cât ai băut în pandemie? În perioada prima parte. N-am băut atât de mult. După aia am băut. Asta vara am băut mult. Dar mi-ai zis că ai reușit asta cu ginul, că ai desfăcut acasă o sticlă. Ai aia băut o gură. A fost un semnal de alarmă, da. Ai băut o gură din ea. Ai plecat la altcineva. Da. Ai băut acolo o sticlă. Te-ai culcat puțin pe masă. Am băut două acolo. Două. Te-ai culcat puțin pe masă. Ai dormit și când ți-ai mai revenit? Nu, am văzut că eram puțin somnolos. Da. Lucru care m-a îngrijorat, pentru că eu nu sunt așa. Ok. Mă știi. Și ce ai făcut? Și m-am îngrijorat. Și când am ajuns acasă, de îngrijorare am vrut să mai pun un gin. Și am văzut că sticla din care luasem o guriță, două pahare, era goală. Pe semne că te vizitase un spirit. Asta ce spun. Lăsase ușile deschise. Se fură mult. La gramaj. Da, se fură foarte mult, da. Eu am băut gin după ce te-am auzit pe tine. Cred că tot așa, am băut vreo două sticle. Mi s-a părut că e foarte, când îți pune gin și îți mai pune și fructe și apă și nu știu ce, băi, tenința să-l dai peste cap, adică e răcoritor. Da. Și am băut, cred că vreo două sticle și vreau să spun că nu mi-a fost niciodată mai rău a doua zi de la vreo băutură decât de la asta și mirosea pielea a gin. Da, e chiar îngrozitoare beția cu gin. Da, pot să... Poți să bei apă. Și nu, e foarte important să bei apă și pe la după prima treime a actului. Da. Da. Bei un Alka-Seltzer. Știi? E Da, știu. Pastila aia fervescentă. Eu o folosesc a doua zi cu combinație cu Redoxon. Nu. Ascultă-mă cum se face. Deci am verificat. Primele, hai pahare. Să zic, 3-4 pahare, da? Da. Le bei așa. Le bei așa. După okay. care bei un pahar de apă cu un Alka-Seltzer. Continui da. Ce ai de făcut. Corect. Da? Urmezi lucrarea. Da. Da. Așa. Și înainte să te oprești, mai servești un Alka-Seltzer. Ok, două Alka-Seltzer. Două Alka-Seltzer. Și nu bagi Nurofen înainte de culcare? Nu. Nu. Doar rămâi pe Alka-Seltzer. Multă apă între timp, dacă poți. Da. Ce s-a întâmplat? Nu mai ai. Uite, poftim. Exact ce mi s-a întâmplat atunci. Exact ce mi s-a întâmplat atunci. Deci mă urmărește. Cineva, e goală sticla. Deci era aici, era plină. Am turnat din ea, era plină. Nu știu ce să dai acolo în cădiță. Da, stai să iau din lighenaș. Eu fac așa, eu nu beau în timp ce nu iau medicamente în timp ce beau. Dar înainte să mă culc iau două Nurofen 400. Așa. De unde și infarturile alea de care îți povesteam la emisiune. Că am făcut mai multe infarturi. Beau un Nurofen, două, și dimineața când mă trezesc iau Redoxon cu două Alka-Seltzer. Nu, ești pe o cale greșită. De ce? Mai există o teorie. Spuneți. Bun, în orice caz, multă apă înainte de culcare și în timp ce bei. Da. Asta e foarte important. Păi calculasem, de exemplu, eu sunt băutor de rom și știi că la un gram de alcool de etanol îi trebuie 7 grame de apă ca să-l asimileze corpul și calculați-mi la o sticlă de rom care are concentrație de 40%, trebuie să bei 2 litri 700 de apă ca să bei o sticlă de rom. Băi, e multă muncă. Ăștia nu înțeleg nimic. Ăștia cred că e distracție și că... Cum să bei mizeria aia de apă? Atâta apă? Da. Ca să poți să bei da, și tu rom. Dar ce că asimilează corpul și nu te mai trezești cu buzele uscate a doua zi. Cu buzele de la cap, de la gură. Poți să te trezești cu buzele reci dacă faci infarct. Cum s-a trezit Manole. Știi Manole Buzereci? Nu. Cine e Manole Buzereci? Nu știi bancuri cu Manole Buzereci? Nu. Mă rog, un tip a vorbit cu un prieten al lui care avea o cabană superbă la munte să petreacă niște zile. Era o iarnă minunată și... Nu știi? Nu. Nu știu, minți. Jur că nu știu ce dracu, spuneam. Vrei să mă faci să spun bancul? Nu, mă, nu știu. Vorbesc foarte de jur că nu știu. Bine. Imediat după asta ți-l spun pe ăsta cu sexul orbital. Și
Alea a dat cabana, copiii, soția s-au mutat acolo pentru două săptămâni și ăsta a spus, băi, fii atent, ninge, locul izolat totuși. Sunteți în perfectă siguranță, doar să nu vă speriați, vin lupii lângă cabană, se apropie mult. Nu aveți nicio treabă și chiar îți recomand, de când îi vezi, ca să știe cine e șeful acolo, ei vin chiar până în fața ușii. Și tu deschizi ușa liniștit, te uiți în ochii șefului de haită, că ăla o să fie primul acolo și spui, marule buzereci! Și în momentul ăla o să vezi că fug toți lupii. Și s-a întâmplat din prima seară. Au stat ei liniștiți, mă rog, ăia urlau pe lângă cabană, copiii speriați, domnule, ăsta, trebuie să fac ceva. Și dimineață și-a luat inima în dinți, familia îngrozită în spatele privea, cum a deschis ușa, s-a adresat șefului haitei, Manole Buzereci! Și în momentul ăla, rupii au luat-o la goană și puiul șefului haitei, care alerga umăr la umăr cu tătânăsul, l-a întrebat timp ce alergau lupii disperați, fugind de, le sfâriau tălpile, tată, dar ce e cu Manole ăsta? Zică, ce are? Are... Ce poate să ne facă ăsta în afară de să ne sugă? Păi da, dar știi ce buzărece are? Asta i-a zis ăla mic ce poate să ne facă în afară să ne sugă. I-a zis, uitați! Parcă și vă discuția. Uitați, eu cred că s-au oprit puțin de alergat. Deci, nici tu nu, să știi că și mie mi s-a părut. Mi s-a părut neverosimil, păr, da. Mi se pare exagerat. Dar știi cu ursul care câștigă la loto și vine vulpea când aude? Nu. Câștigă o sumă exorbitantă la loto și vine vulpea, ajunge la el acolo în burlog. Și ce am auzit că așa și... Păi uite că mă gândeam că ți-ar trebui și eu o soție roșcată. Lasă-mă mă în pace că dacă am nevoie îmi găsesc eu. Poate ți-ar trebui o femeie pe lângă tine să te pieptene, să te aranjeze, că o să mergi la interviuri. Lasă-mă! Auzi, băi, ursule, vrei să spun ceva? Ce? Uite așa, mă, strâmtă. Și ursul a zis, la banii mei mi-au așa una de largă. Pe animale am ținut-o. Și îl mai am părat de, nu ți-am putut să ți spun în emisiune, chiar dacă m-ai rugat, nu ți-am spus nici după că s-a închis repede, cu ăla care merge să facă sex spațial. Așa. El ajunge la un bordel, și intră acolo, se uită pe meniu și avea sex anal, sex întrețe, nu știu ce, și avea și sex spațial. Și știu, domnule, iau sex spațial. Ăștia au zis, bă, e sigur? Da, iau sex spațial. Intră pe o ușă pe care scria sex spațial, lumină roșie, muzică Gheorghe Iovu, deschide. Acolo o doamnă îmbrăcată sumar și ce, a venit pentru sex spațial? Da. Și a zis, da, v-a spus... Nu mi-au spus nimic, surprindeți-mă. La care aia scoate ochiul de sticlă și zice, în orbită. Da. De-aia nu ți l-am zis atunci. Am zis să nu... De-aia pe la ți l-am zis cu vulpea care umbla prin pădure cu două creioane înfipte în ochi și cu picioarele din spate rupte. Nu, dar nu mai zice, e bine așa. Da, și... înjura și scuipa și era foarte supărată și s-a întâlnit cu lupul. Lupul când a văzut-o a început să-i tremure bărbia, a curs o lacrimă. Se văzuseră cu o oră înainte și era ok. Ce faci, vulpe? Ce fac? Lasă-mă în pace. Fierb. Era cu creioanele... Da, în ochi și cu picioarele din spate rupte. Dar ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Am pus rămășa cu ursul pe picioarele mele din spate, că n-are curaj să-mi înfigă creioanele astea în ochi. A fost foarte bun ăsta. Mai zi-mi. Mai spune-mi, Răzvan. Da, cam atât. Fii atent, acum urmează o serie de întrebări fulger. Ești pregătit? Mic dejun cu prosecco sau cine cu vin roșu? Mic dejun cu prosecco. Berbecuț la proțap sau marele pele? Ce? Berbecuț la proțap sau marele pele? Ce e asta, marele pele? Marele fotbalist Pele. Ah, berbecuț. Berbecuț. Duș cu apă rece sau bere caldă?
Duș cu apă rece întotdeauna. Un cal intră mândru-n gară sau calul intră mândru-n gară? Se poate spune de post? Da. Răspunsul? Da. Si. Te mai întreb o dată. Un cal intră mândru-n gară sau calul intră mândru-n gară? Cred că răspunsul corect este ial de de la afară. Băi, asta a fost. Îți dau un marker să scrii ceva pe masă. Te duci în jos pe masă, încolo, pe covor? Nu, mai mult. Așa, gata. E un citat dintr-un poet interbelic. Ion Pribeagu era pseudonimul lui. Numele lui era îmi scapă acum și e un catren care mie îmi place foarte mult. Da? Da. Și nu mi-l zici? Ba da. Te rog. Fraților din Cilibia și din toată România, din Galați și din Sascut, vă salut! Am un cadou pentru tine că ai venit. Dacă ți-a plăcut ce ai băut, îți dau o sticlă și pentru acasă. A, da, că am băut. Da, da, bă, nu, ca să nu te mai plângi că pleci așa. Și tu știi că și când vin la tine la emisiune aduc-te ceva, încă o sticlă. A, mulțumesc. Da. O carte nu mi-ar fi dat, da. Mulțumesc. Păi îți trimitem și carte dacă vrei, dar momentan suntem axați pe vin. E șampania mea preferată, mulțumesc foarte mult. Cu plăcere, eu îți mulțumesc că ai venit la mine în emisiune, sper că te-ai simțit bine. Și eu sper că te-ai simțit bine. Te pup. Te pup și eu, îți mulțumesc că existi.